Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Maramureș și procurorii DICOT au depistat în trafic un bărbat care deținea în vederea comercializării 24 plicuri de cannabis. Polițiștii au oprit pentru control un autoturism în care se aflau doi bărbați din Baia Mare. În urma percheziției efectuate asupra autoturismului, au fost descoperite și ridicate 24 de plicuri de cannabis. Din cercetări a reieșit că unul dintre cei doi bărbați, de 32 de ani, din Baia Mare, ar fi introdus cannabis în țară în luna februarie 2016, cu intenția de a-l comercializa la diferite persoane, dar și pentru consum propriu, scrie actualmaramureș.ro. În urma acțiunii, polițiștii au ridicat în vederea confiscării aproximativ 164 de grame cannabis. La activitate au participat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, precum și un echipaj canin al Direcției Regionale a Vămii Cluj-Napoca. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii de infracțiuni la regimul drogurilor.